O legendă care îl precede și chiar de n-ar fi așa, asemănarea izbitoare cu tatăl său te face să crezi că l-ai în fața ochilor pe marele Ilarion Ciobanu. Ne bucurăm astăzi de prezența fiului, actor, regizor, mânuitor perfect al combinației dintre text, sunet, imagine, animație, într-un cuvânt multimedia, în două cuvinte, Ioachim Ciobanu. Bun venit! Mă bucur tare mult, Ioachim, să te cunosc, mă bucur mult că ai venit pe la noi, pentru că, uitându-ne la tine, parcă îl vedem și pe tatăl tău, zău așa. Mulțumesc mult de invitație, mă bucur să fiu aici. Am spus, actor, regizor, îți place scenaristica, editezi, multimedia, da. Poți să faci orice, nu? Mai mult sau mai puțin, da. Da, chiar mai mult, pentru că voi, soția ta, fiica ta, soția și actriță, fiica la 10 ani și jumătate deja actriță, ca să zic așa, într-un film de succes, incredibil. De la tatăl tău vi se trage, nu? Probabil. Spune, cum îți spunea tata? Îți spunea Ioachim? Îți spunea Kim? Cred că îmi spunea Ioachim numai când se supăra pe mine. Când era așa mai aspru, nu? Da, sau în fine, vocea lui era destul de intimidantă, mai ales pentru prietenii mei. Se auzea odată, Kim! Așa. Gata, liniște. Și tu, dacă ai vrea, nu? Ai putea să ai aceeași voce ca tatălui tău? Nu știu. Nu știu, poate n-am încercat. Da, uite, apropo de voce, erau vremuri în care se dublau vocile. Erau regizori români, despre Sergiu Nicolaescu se știe, uh-huh, că, nu știu, nu-i prea plăceau lui cum sună vocile actorilor români, uh-huh, nu? Și erau dublați, erau înlocuiți cumva, uh-huh, pe sunet. Tu ce părere ai? Păi, oricum, se realiza un dublaj la mare parte, dacă nu chiar la tot dialogul unui film, pentru că mijloacele de înregistrare erau mai limitate. Da, da. Atunci actorii au căpătat skill-ul ăsta, pe care cei din ziua de astăzi l-au cam pierdut. Având în vedere că se face multă priză directă în ziua de azi, da? E mai rar pe la post-sincron. Tu ai fost vreodată dublat? Ca da, voce? Da, da, ai în fost, Comrade nu? Detective am fost dublat. A, serios? Da. Iată, uite. Da, da, tata a fost dublat? Vocea lui a fost dublată? Nu din câte știu eu. Știu că el a dublat pe cineva pentru un film de facultate pe care l-am făcut. Și am avut nevoie pentru un personaj jucat de un actor din Craiova, care n-a putut să vină ulterior să înregistreze post-sincronul. L-am rugat pe tata și a venit și am putut să văd diferența în momentul în care actorii tineri au venit și am lucrat cu ei câteva ore pentru câteva replici. Da. A venit taică, mi-a zis, ok, dă-mi o dată play, așa? Vede, mai dă-mi o dată, bun, hai să înregistrăm. O dublă, două duble, perfect, eu mă duc că am treabă. Incredibil, tata așa lucra. Experiență. Experiența, atâta, da. Experiență. Și dorința lui, că am înțeles că a fost numai actor de cinema, tata n-a jucat teatru niciodată. Nu. Tu? Ce ți s-a întâmplat să joci teatru? În afară de... Da, am jucat în liceu. Deci, am jucat teatru și ulterior, acum 2 ani am jucat într-un spectacol regizat. A, deci nu de spui nu. Religiu. În principiu nu, dar în momentul de față noțiunea e așa, eu îmi doresc mai mult să joc în film, iar dacă mă implic în proiecte de teatru, nu mai rămâne timp. Nu mai rămâne deloc timp. Da. E adevărat. Tata ce spunea despre povestea asta cu teatru? Nu era fascinat așa cum era de film? Nu avea nicio atracție către zona asta. În schimb, filmul îi se potrivea mânușa și atunci... Da, e adevărat. Îți mai aduce aminte, Ioachim, cum era când mergeai cu tata la filmări? Că bănuiesc că ai fost, nu, de câteva ori. Am fost. Și s-au întâmplat câteva lucruri foarte amuzante. Ia pe urma acestor. Când s-a întâmplat? Ce anume ți-a aduce aminte? De ce episod? Deci, de exemplu, odată am fost la Lumini și Umbre în televiziune. Celebru serial, da, la televiziunea română. Exact. Și o zi m-a dus și a fost suficient, pentru că după aia, mergând înapoi la grădiniță, nu știu cât aveam, 4 ani, așa, m-am apucat să repet din replicile de acolo pe care le băgasem la cap. Și m-a auzit educatoarea spunându-le copiilor, dar păi unde să fie locul țăranului român, dacă nu în partidul domnului Iuliu Maniu Drăguțu, asta până 80 și wow! un pic. Și normal că i-a chemat pe ai mei la
la grădiniță și a zis: aveți grijă ce vorbiți acasă. A, stați că nu, că e din serial. Exact. Da. În fine. Ți-l aduce aminte bine, nu? Pe tata în serialul ăsta. Adică cum era îmbrăcat, cum se purta, cum dialoga. Eram destul de mic. Exact. Tocmai asta e curios, că totuși ți-au rămas imprimate așa niște momente. Prima mea amintire cu el a fost... E foarte bizară, nu știu exact ce vârstă aveam, dar știu că probabil până în 2 ani. Și l-am văzut prima dată la televizor și eram foarte confuz, nu înțelegeam cum poate să fie și acolo și poate să fie și lângă mine în același timp. M-am dus, mă uit în spatele televizorului, nu mai știu ce am făcut. Uite ce fotografie frumoasă am găsit. Da. E minunată poza asta. Și așa cum e fotografia asta, nu, cu tata ținându-te pe tine în brațe, ai și tu o fotografie ținând-o, cred că cam tot pe la vârsta asta, nu așa? Pe fiica ta. Da. Fiica ta, al cărei nume nu este legat cumva de numele tatălui tău. Așa. Care e povestea? Tatălui meu îi spunea Claris mama lui. Așa. Era un nume de alint. N-avea legătură cu numele lui, dar îi spunea Claris. Și de aici... am hotărât să o cheme Clara pe fata mea. Clara. Și apropo de faptul că tu erai micuț, nu, și te duceai, vedeai cu tata ce se întâmplă, așa ai făcut și tu cu fiica ta, încă de foarte devreme, nu? Da. Ai luat-o la filmări? Am dus-o, da. Cât de devreme? Mi-a jucat într-o reclamă la 3 ani și 10 luni. La 3 ani și 10 luni, Clara a apărut într-un spot publicitar. Da. Incredibil. De ce ați vrut asta? Aveam nevoie în scenariu, cerea un copil foarte mic. Așa. Care să reacționeze bine. Și m-am bazat pe ea. Am testat-o și ulterior am lucrat cu ea. Pentru că e foarte ușor să lucrez cu ea. Ascultă, e... Ne uităm da. Și noi la spotul ăla. Sigur. E mare lucru. Ea s-a văzut, bănuiesc, acum mai târziu, nu? Normal. Și cred că are niște reacții. Dacă mi-aduc bine aminte, s-a văzut și atunci. Adică era, ia să văd, ia să văd. Incredibil. Haideți să ne uităm și revenim. Foarte tare, Ioachim Zău, așa. Era foarte micuță, tu te-ai dus acolo cu ea și ea a făcut exact tu la ce te așteptai. Mi-a frânt inima în momentul respectiv, pentru așa. Că eu tot încercam să-i dau indicații și ea îmi răspundea în timpul filmării. Și am rugat-o, am încercat-o odată de două ori și spun: Clara, te rog frumos, când zic acțiune, nu mai vorbi până când zic stop. Așa. Și după aia vorbim despre ce vrei tu, mă întrebi, îți explic, nu e niciun fel de problemă. Și prima dublă n-a funcționat, după aia a tăcut, a tăcut, a tăcut și stop. Acum pot să vorbesc, tati? M-a terminat. Cred. Dar spune-mi, bunicul Ilarion Cioban a ținut-o în brațe. A văzut-o, a apucat-o. A apucat, da. Apucat să o țină. Cât avea Clara când s-a prăpădit tatăl tău? Când s-a prăpădit tata, avea vreo 2 luni jumate, nici măcar. Îți mai aduce aminte cum a fost momentul când ea s-a născut, ce ți-a spus tata despre nepoată, că uite? Nu-mi amintesc.
Are o urmașă de nădejde, având în vedere că ea de puțină vreme nu a jucat într-un film de succes. E filmul pe Netflix. Uh-huh. Un schimb regal. O să vedem o secvență cu ea mai târziu, un pic mai târziu. Dar vreau să vorbim cu tine mai mult despre pasiunea asta pe care o ai pentru film. Pentru că mama a fost și ea, la fel, implicată în tot ce înseamnă film documentar. Sahia. România Film, nu? Corect. Tu ai, practic, te-ai jucat pe acolo prin studiouri și prin curtea Sahia Film, ca să zic așa. Corect. Cum era să trăiești într-o familie așa în care se mânca pâine, practic, filmul pe pâine? Cam asta s-a întâmplat. Cam am mâncat film pe pâine și s-a lipit de mine pentru tot restul vieții, adică nu cred. Nu poți să trăiești fără film, nu? Nu prea am cum, sincer, adică nu pot să concep noțiunea asta. Dacă am o perioadă în care sunt mai ocupat și nu pot să văd filme, simt așa un fel de gheară în suflet, da. E o pasiune foarte ciudată, pentru că nu e o chestiune totalmente conștientă. E un fel de, așa, e ca o voce mică care vorbește în spate și care te cheamă. E un miraj. Tu ai jucat și în filme românești, dar și în filme străine. Ești mai atras de producțiile sau de coproducții mai mult decât de ce se întâmplă aici în România? Numai prin prisma varietății. Din alte motive nu am de ce. Adică lucru ca actor pe platoul unui film românesc sau pe platoul unui film străin este foarte similar. Așa. Subiectele pot fi de o altă natură, poate genurile sunt mai variate. Și experiența, nu? Cu ceilalți actori. Tipul de personaje, da, și experiența cu ceilalți actori. Aș vrea să ne uităm la câteva secvențe din câteva filme în care tu ai jucat și o să vreau să ne povestești mai în detaliu ce s-a întâmplat acolo. Okay. Rămâneți! This sibling is now listed and will be processed under authority of the Child Allocation Act. The point is, we are good communists, and we will not stand for this Mickey Mouse bullshit. So let's have a look, shall we? Hey, stop! Stop or I'll shoot! There you are. We've been waiting around for hours. Everything went according to plan. Honest. It's where my mother's eyes been. Mm-hmm. All right, some beat cop might have spotted us, but we got out of there quick. He didn't see nothing. Now, a deal's a deal. The money? Hey, nice mask. N-are rost să mintit. De ce umblați cu acte false? Cum acte false, domnule? Ce acte false lui Silviu Petcu nu se vede? Bă, tu mă iei de prost. Ce, eu am televizor acasă? Toată lumea știe că ești Tony Grecu. Tony Grecu eu? Păi Tony înalt, blond, cu mustaț, poftim șaten. Eu sunt brunet și cu barbă. Nu forța mâna, băi, Grecule. Suntem la camera ascunsă, domnule. Eu trebuie să plec, domnule. Eu nu mai stau. Las că unde mergi tu n-ai nevoie să pleci. Pe unde ieși, nu mai intri. Sau? You know what? F*** Rivera and f*** the Sonora cartel. I think they can just dictate terms to us and the Babas. That primitive shit may work on the Mexicans, but it don't work in Eastern Europe. The German police told me to go to the ghetto. You go to the end and report to registration with the Jewish ghetto police. Thank you. Okay.
rolurile tale, în majoritatea lor, de dur, nu? De rău. De băiat, adică, rău. Când te vedem acolo, am crede că n-ai putea să fii deloc tandru sau să fii, să dai o replică duioasă sau niciodată. N-aș fi actor dacă n-aș putea să fac asta. Te-am văzut într-o fotografie îmbrăcat în viking și am zis, wow, să nu-mi zici că o să-l vedem și pe Joachim pe lângă Ragnar. Cum a fost? Despre ce film e vorba? Dragonheart 4. Așa? Dragon Uite. Heart 4, da. Super, ești de acolo, ești viking de adevăratele. Fotografia asta mi-a făcut-o un coleg actor, care Carlos Funie se cheamă, care e fotograf în timpul liber. Și frumoasă poză, plăcut, da, că te-a prins bine. I-a reușit, i-a ieșit bine și sunt recunoscător. Da. Joachim, vreau să te întreb, e imposibil să se mai facă filme românești, istorice, cu personaje istorice românești, grele? Păi, uite, mă gândesc la Gerula. Adică, chiar așa de imposibil ar fi ca Gerula al nostru să fie la fel de celebru ca Ragnar? În teorie, nu. Păi, în practică... E aproape imposibil. În practică, nu are, n-are neapărat legătură cu banii de producție sau cu actorii. Da. Sau cu... Da, cu ce? E vorba de... Este proprietatea intelectuală pe care se bazează un serial ca Vikings, este mult mai răspândită înainte de a se crea serialul. Adică mitologia care stă la baza respectivelor povești e mult mai cunoscută în lume. Da, înțeleg. Ăsta e motivul. Înțeleg, dar în zona asta europeană se știu lucruri destul de multe despre daci, nu? Despre romani, despre ce s-a întâmplat în vremuri apuse. Sunt legende și la noi sunt, numai că ar trebui, într-adevăr, niște, dacă am avea niște români pe la History, nu? Da. Pe la History Channel. Da, probabil. Cred că ne-ar pune cumva și pe noi în valoare, din punctul ăsta de vedere, nu? Al personajelor istorice, așa. Da, să revenim la poveștile cu tata, pentru că rămăsesem la perioada aceea cu lumini și umbre. Mai târziu ai mers pe platou de filmare, nu? Au fost filme unde tu l-ai însoțit pe tatăl tău. Da. Dă-mi niște exemple. Îți mai aduce aminte undeva ce nebunie ai făcut? Ce? Știu că la Timișoara ai avut o pățanie. La Timișoara, da. La Timișoara am fost la o filmare la care tata era regizor pentru studioul Sahia. Deci regiza un film documentar comandă pentru... nu știu, o întreprindere, ceva din Timișoara și la un moment dat, mergând de colo-colo cu Duba, avea un TV din ăla ca pe vremuri, și s-au oprit, au parcat, m-au lăsat pe mine în mașină cu cheile și s-au dus să filmeze repede, repede, repede. Eu aveam vreo 9 ani. Stau și de plictiseală la un moment dat, ia să vedem cum e cu cheile astea. Și am dat contact, era mașina în viteză, noroc că nu era nimic în față, am făcut vreun metru așa, după care m-am împotmolit, normal, s-au oprit și au venit și ce faci acolo? Ce... Mă, și tata, când a pus mâna pe tine așa, cum era cu tine? Că noi îl vedeam așa pe marele ecran, ca pe un erou destul de dur. Cu tine cum era? Aveam momente și momente, adică cred că așa cum sunt toți părinții, la un moment dat poți să fii blând, poți să fii drăguț, poți să fii încurajator și în alte momente te mai enervezi și tu, îți mai pierzi cumpătul și mai strigi la copilul ăla, mai îl pui la punct. Ți-era frică de el câteodată? Nu știu dacă mi-era frică de el cât de... consecințe, noțiunea de a greși. Da. Care ulterior cred că mi-a făcut un pic rău în această carieră, în asta de actor. Pentru că greșeala înseamnă învățare și fără greșeală nu ai cum să progresezi, practic. Și deci, frica general, de greșeală este moarte. Nu e ok. În meseriile vocaționale. Vorbești despre asta cu Clara? Adică, practic... N-am poate să-mi povestească ea, că știe mai multe ca mine, din punctul ăsta de vedere, serios. Da, știu că tatăl tău a și scris. Era îndrăgostit și de scriitură și spunea că se simțea cel mai în elementul lui, scriind. Îți dorești tu să faci o ecranizare după ce a scris el? Eu așa am aflat. Da. Ce-ți dorești? Despre ce e vorba? Este o povestire din port.
din portul Constanța, da, unde a copilărit el. E o povestire cu, se numește Câinii, cu doi vagabonzi care umblă prin zona portului căutându-și ceva de mâncare. Așa. Și nu vreau să povestesc tot plotul acum, dar ideea este că e o poveste despre umanitate, despre compasiune și despre capacitatea de a te pune pe tine uneori pe planul 2. Tu știi că e vorba despre o povestire trăită de tatăl tău, povestirea asta? Nu am idee. Nu știi? Nu am idee, dar este cu siguranță în zona lui de sensibilitate. Uh-huh. Adică cunoscându-l și auzindu-i poveștile și auzindu-i, exact, familiarizând, fiind foarte familiar cu genul de lucruri care îl interesau pe el, e 100% în stilul lui și 100% în zona aia, în care lucrurile sunt jucate, sunt fluctuează, sunt incerte, nu poți să pui degetul să spui asta e așa sau asta e așa, și la un moment dat îți dă o concluzie din aia care este jumate amară și jumate te face să râzi. Da, da. Deci e stilul lui, clar. Dramatic irony, cred că se numește. Așa. Scenaristică. Nu? Ironie dramatică, în momentul în care nu este un final tragic și niciun happy end. Da, el îți povestea despre copilăria pe care a avut-o, pentru că au fost anumite interviuri în care a mai povestit despre ce a trăit, despre aventurile pe care le-a avut, despre cum a debutat, că a debutat în film destul de târziu, nu? În jurul vârstei de 30 de ani. Uh-huh. Ce ți-aduce aminte din ce îți spunea tata despre copilăria lui? Mi-a spus destul de multe povești din port, din perioada copilăriei, el crescând acolo într-un mediu destul de dur, normal. Așa, din cap îmi vin două. Una era, o poveste era cum se ducea la școală în clasa a patra și era super obosit și nu avea niciun chef de ore și cunoaștem tot sentimentul. Da, clar. Și datorită faptului că nu aveau băncile prinse între ele și nici cuiere în spate, erau cuiere din astea mobile, el stând în ultima bancă cu colegul, trăgeau banca până la perete, puneau două cuiere în față și dormeau frumos. Era o chestie. Altă dată, știu, aveau tot soiul de jocuri prin zona plajei, prin apă, normal. Și fiind perioada de război și de după al doilea război mondial, găsiseră tot soiul de lucruri uitate, lăsate de nemți, abandonate, și printre care niște măști de gaze. Astea cu tub, aveau butelie, numai că buteliile nu mai existau. Și atunci ei ce au făcut? Au legat mai multe tuburi de la măștile astea de gaze și le-au folosit pe post de mască de scafandru. Unul intra în apă și altcineva îi ținea cutiuța la suprafață ca să poată să respire de acolo. Așa. Și treaba asta mergea foarte bine și frumos până când depășea măsura. Corect. Hai că mai vreau și eu. Și atunci lua o mână de apă, îi băga pe tub și îl ajuta să iasă la suprafață. Da. Tata a fost aventuros, clar, nu? Tu cum ești? Îi semeni din punctul ăsta de vedere? Nu prea. Sunt o persoană mult mai așezată. Sigur că am momentele în care am dorința asta de a merge să văd locuri noi, să cunosc și alt fel de oameni. E umană, e normală, dar nu se manifestă așa, da, într-una. Adică sunt ok și să stau într-un loc multă vreme. Pentru că mi-aduc aminte că secvențele acelea din tot filmul, de altfel, nu toate pânzele sus, a fost așa ca, nu știu, un film de aventură pentru toți românii. Zău așa, iar tatăl tău știu că și-a dorit asta, să devină marinar, nu? A fost și ăsta un vis de al lui. A fost un vis, e adevărat. Dar de explorat, tu știu că ți-ai dorit la un moment dat să explorezi zona asta actoricească în America. Mm-hmm. Cât de devreme ai plecat în America? Da, am plecat la 19 ani, nu cu scopul de a face actorie. Dar ce voiai? Vreau să fac efecte vizuale de film. Evident, tot ceva legat de film. Da, da. Însă, la momentul respectiv, ce mă interesa pe mine mult mai tare era ce se întâmplă în spatele camerei și creația
asta, care era o fantezie totală. Și atunci erau începuturile, nu? Acum... Relativ, da. Finalul anilor 90, într-adevăr, era semi-incipientă tehnologia care permitea să se facă treaba asta, dar era foarte multă artă plastică implicată în chestia asta. Deci facultatea la care m-am dus avea componenta asta de arte plastice și de film. Cum a fost acolo pentru tine să ajungi în America la 19 ani? E un vis pe care nu-l ating mulți. Am avut vreo două săptămâni ceea ce se numește șoc cultural, culture shock, pentru că spațiul are alte dimensiuni, mirosurile sunt altele și cumva lucrurile te copleșesc într-un anume fel. Tu în ce oraș ai fost? În San Francisco. Și trăind, nu știu, 8 luni de zile sau așa, la cămin acolo, pentru mine a fost o experiență cu totul și cu totul neobișnuită. Și nu ți-a plăcut? Adică n-ai rezonat deloc cu ce s-a întâmplat acolo? Singurele lucruri care mi-au plăcut cu adevărat, și asta pentru mine e ceva mai puțin caracteristic, mi-a plăcut școala. Așa. Da, asta e de bine. Da, mi-au plăcut cursurile pe care le-am făcut. Au fost, mai ales în semestrul 2, au fost niște lucruri foarte interesante care vor rămâne restul vieții. Am învățat introducere în fotografie, în modelare 3D, în montaj, în animație clasică. Lucruri care se fac acum în România, dacă tu l-ai făcut atunci la 19 ani, acum când ai aproape, nu, ai 40 și, se fac în România? Sunt convins că se fac. Diferența pe care am observat-o eu făcând și aici facultate, așa, este că ponderea practicii și nivelul la care este împins un student să progreseze este se realizează la un ritm mult mai lent și nici pe departe la fel de challenging. Se îngrămădește foarte multă informație, se presează, se adună, se bagă cu pâlnia în cap, însă practica ne omoară. Un exemplu, da, exact. Da. Un exemplu foarte simplu. La limbaj plastic aici, circa 2 ani de zile învățam să desenăm cuburi și diverse forme. 2 ani de zile, da. E adevărat. O dată pe săptămână, o oră jumate sau două ore. În America am avut un curs de desen în cărbune în care la prima lecție ne-a dat să desenăm o sferă. Ok, a doua lecție deja era un tors de gips, de femeie. A treia lecție draperie, a patra lecție natură moartă. La a cincea lecție, deci în 5 săptămâni, ajunsesem să ne ceară să desenăm nud. Da, asta presiune, nu? Clar, dar se văd și rezultate la chestia asta. Da. Hai să ne uităm la niște secvențe din anii 60, 70, 80. Vedem exact în 4 minute și o să te întreb ce părere ai tu acum despre cum se filma pe atunci, okay, nu? Cum se făceau filmele pe atunci, având în vedere că tu asta faci. Nu, filmezi, editezi, montezi, joci, scrii. Rămâneți, ne întoarcem. Noi, adică eu și feciorul ăsta, care mi-e frate mai mic, a venit aici din Poplaca. Am trecut apa cea mare, oceanul, bată-l Dumnezeu să-l bată, că n-o să-l uit câte zile o avea, că tot ce mâncam țâpam afară. Am venit aici în America la fratele nostru, Ion, să câștigăm ceva parale, că la noi e sărăcie mare. Avem și scrisoare de la el. Scoate-mă scrisoarea, nu-ți taca pe pândău. Și apoi cred că-l cunoașteți. Cum să nu-l cunoașteți? Toată lumea îl cunoaște, nii. Ăsta-i Ion. Cum se spune în limba lor? Ia mai mereți voi în... Știți la ce mă gândesc? Dacă tot am pornit așa de bine, de ce să nu mergem până la capăt? Ați hotărât să nu mai fie crime. Așa. Perfect. Atunci haideți să hotărâm să nu mai fie nici jafuri. Pardon? Cum? Da. Nici jafuri, nici hoții. Bine, dar... Însă... A, vă înțeleg. Vă puneți, cum e și normal din partea unor oameni serioși ca dumneavoastră, problema viitorului. Nu vă faceți griji. Loc de muncă se găsește pentru fiecare dintre dumneavoastră. Din păcate avem mai multe locuri de muncă decât oameni. Măria ta, nu! Asta nu! Să-i tăiem! Mihai! Lasă-mă să-i tai! Ascultă, jupâne. Ce înseamnă la dumneata scăpătat? La mine sau la noi ăștia la alți?
Înseamnă să ne o parachioară. Dar la un negustor. Cum vine socoteala? Pot să plătesc. Plătesc cinstit drumul. Cum să nu plătesc? Atunci ce te milogești la noi și nu pești cu vaporul? Ah, pe vapor sunt mulți hoțomani. E, atunci noi avem treabă în port. 15, ai spus 15, îți dau. Că așa sunt eu, Filotim. Filotim, i-am adus de râpă. Când ajungem la Pireu, îți dau și un șal de cașmir persan ca să-l ai amintire de la Agop din bazar. Bine, jupâne. Dar vă naștem în păcat. Mă, fiule, eu sunt părintele Avacum, auzi tu? Și sunt flămând. Și sunt debil. Ai aflat ceva? În chestiunea care vă interesează, nu. Dă-mi o gură de vin și aprindem o țigare. Mă, mă zice... S-a întâmplat ceva, părinte, Avacum? Nimic, sfinția ta. Îi spovedesc. Să nu umblați cu fofârlica că vă curăți ca Miclovan. De Semaca poate mai scăpați, dar de mine nu. Sărmâna de Roman. Dacă vreți voi, cu darul ce mi-este dat, vă dezleg pe voi, necredincioșilor, de unele păcate. Mă, tu de respect ai uitat? Romi. Dar prost mă credeți voi pe mine, mă. Și eu care am vrut să vă duc la un spectacol, să vă mai luminați o țiră. Dar uite niște parale și mereți și beți o bere. Că asta-i de voi. Bobule, mergi cu ei. Va ajunge. Băi, ai din poplaca! Vedeți, băi, că nu pierde neamul nostru al brădenilor! Că ce? Dacă eu n-am fost vrenic, ce v-a zis voi? Că o să perim de pe lumea asta, fără de urmă? Cineva, noi? Neamul nostru? Îți crep capul. Ce hotărăști, capitane? Dar cine de lui dreptul să hotărească cine poate și cine nu poate să-și calce jurământul? Cine? Dacă ar fi fugit el, sau el, sau el, ce ai fi făcut? Voi ce veți? Să-l căutăm! Atunci să-l căutăm. Ce părere ai, Joachim? Îți plac filmele românești vechi? Mă, Romi... Dar nu am venit aici ca să înveți să duhănești, nu? Așa cred că era. Da, filmele vechi românești au un farmec foarte aparte în continuare, pentru mine cel puțin. Da. Pot să spun că stilul care e prezent, stilul vizual, care e prezent în ele, este foarte în ton și relevant pentru vremurile respective. Adică, dacă ne uităm și la filme străine din perioada respectivă, clar, era un stil asemănător. Mm-hmm. Era un stil. Da, pentru un regizor, uitându-se la filme vechi, iată, din anii 60-70, e ceva de învățat pentru un regizor din categoric, felul în care... Întotdeauna nu e ceva de învățat. Normal. Trebuie să ne știm istoria, nu? Da, absolut. Și nu doar istoria nației și istoria filmului. L-ai auzit vreodată pe tata spunând că ar vrea să meargă și el în America? Știu că i s-a propus la un moment dat să joace în Canada. Așa. Și a refuzat pentru că nu vorbea limba engleză. Am înțeles. Și-a dorit? Și-a dorit să învețe? Poate la un moment dat? Nu, sau absolut deloc? Nu cred că era... Se nebunea cu chestia asta. Să plece din țară. Nu cred că și-a dorit. Da, știu că mai târziu, nu? Ai mai fost în America, după experiența aceea de la 19 ani. Acum mergi în America pentru că poate vrei să experimentezi cu profesori grei, nu, de actorie. Categoric. Ne-ai povestit ceva mai devreme, înainte de a începe emisiunea. Mm-hmm. Spune-mi despre acel domn de 86 de ani care predă actorie de... 59 de ani. De 59 de ani. Da, Eric Morris. Și Eric Morris ăsta, ce actor a pregătit... celebrii pe care să-i știm și noi. Nu știu să vă spun sincer ce actori a pregătit. Știu că el are o metodă foarte complicată și dacă ar fi s-o prezint oarecum simplificat, se rezumă la următorul lucru. Actoria se împarte în două părți. Odată este craftul, adică meseria în sine și capacitatea, tehnica de a juca. Și separat de asta este zona de blocaje și de frici
și de frustrări și de lucruri pe care le are orice om, implicit orice actor, și e nevoie să facă ceva ca să scape de ele. Pentru că rolurile pe care le poți juca sunt oarecum limitate de treaba asta. Toți avem prejudecăți, toți avem temeri, frici. Toți avem fobii, toți avem... Exact. Tu cu ce te-ai confruntat? Uite, la vreo filmare pe care a trebuit să o faci și ai avut o temere sau o reținere, o ceva care ți-a dat angoasă? Da, au fost câteva situații. La Comedy Detective, de exemplu, mi-a fost un pic teamă pentru că exploda mașina aia la, nu știu, 10-12 metri de mine. Eu eram pe burtă, pe o saltea. Deci am simțit niște valuri de căldură așa pe spinare. Dar... Asta se rezolvă... Câte duble ați tras? Nu, aia a fost o singură chestie. Păi, mă și gândeam la explozii. Da, nu, au fost trei explozii succesive. Deci mașina a explodat în trei stadii. Așa. Și fiecare explozie se manifesta printr-un val de căldură. Având o experiență precedentă de la Palatul Pionierilor, unde a bubuit altă mașină la 4 metri de mine și eu eram într-o dacie cu galeriile de la aerisire deschise și n-am știut. Dar ce s-a întâmplat acolo, la Palatul Pionierilor? Exploda o mașină. Așa. Și erai în... Și eu eram șoferul unui taxi care era lângă mașina aia, practic. Și trebuia să ies să mă uit ulterior ce s-a întâmplat cu cei care erau la mine pe capotă. Care au fost adăugați din postproducție, dar eu a trebuit să stau acolo. Da, exact. Da. Îți place? Îți place cascadoria? Da. Mor după chestia asta. Deci mor după respect, treaba asta. Am un respect extraordinar de mare pentru cascadori. Sunt niște oameni foarte sufletiști, foarte bine pregătiți pentru că își riscă viața. Da. Și de multe ori curajul pe care îl au ei și... capacitatea asta de a se arunca în foc și la propriu și la figurat este ceva din care cred că mulți actori ar avea de învățat. Și în filmele românești vechi sunt cascadorii. Se știe clar, nu? Sergiu Nicolaescu era un împătimit, nu? Când era vorba de cascadorii. El ca regizor își dorea foarte mult treaba asta. Tata a făcut cascadorii? A făcut. A făcut clar. Da. Majoritatea lucrurilor în care îl vedeți pe tata în filme, făcând personajele lui, făcând ceva care ține de o cascadorie, majoritatea sunt făcute de el. Deci sunt adevăratele. A căzut de pe ziduri cu cascadori de gât împreună. Da. A făcut multe chestii. Să revenim la America. De ce? Pentru că tu mi-ai spus mai devreme... că stilul lor, și apoi e adevărat că nu poți să te gândești la un actor complet și complex fără să știe să cânte, fără să danseze. Nu, un actor de adevăratele trebuie să facă de toate. Categorie. Ca să zic așa. Categorie. Tu, pe tine cum te pune? Te pune exact într-o situație așa mai complicată, povestea cu cântatul, cu dansatul? Îți e la îndemână? Da, mi-e destul de ușor, datorită faptului că am învățat în timp și am fost și ajutat să ajung la o înțelegere și la o relaxare. Așa. În privința asta. Adică, ok, nu se așteaptă nimeni să cânți ca Freddie Mercury sau să dansezi ca, nu știu, ca Barışnikov. Da, da. Dar asta nu înseamnă că lejeritatea de a face lucrurile astea nu trebuie să existe și lejeritatea respectivă vine cu practică, vine cu exercițiu. Și apoi, din câte văd în ultimele filme apărute și care candidează serios pentru Oscar, ne gândim apropo de la Freddie Mercury, știi? La actorul care l-a interpretat, își doresc, sunt foarte provocatoare, nu? Genul ăsta de personaje, da. Să intri în pielea lor și să... Categoric. Să reușești să-i dai viață unei legende, cum a fost Freddie Mercury. Dacă ar fi, te-ai gândit vreodată pe cine ți-ar plăcea să-l joci? Pe tata, Iachim. N-am avut... Cum ar fi? A apărut și discuția asta la un moment dat, dar... Nu știu, nu cred că i-aș face... Nu cred că aș putea să-l încorporez. De ce? E prea personal, e prea aproape.
Am înțeles. E prea aproape. Chiar dacă ai avea un coach personal, nu? Pentru că vreau să ajungem în zona asta, pentru că soția ta este și actriță, am da. Înțeles, Nicoleta. Are o școală care ce face, Joachim? Școala soției mele, școala, atelierul de actorie. Atelierul de actorie al soției mele. Este, din câte știu eu, singurul sau unul din puținele locuri din România unde se poate practica actorie ca la o sală de sport. Adică nu ai semestre, module, diplome sau alte nebunii. Ai pur și simplu loc unde poți să te antrenezi, ai oamenii cu care te antrenezi, ai capeți noțiunile care îți permit să te antrenezi ca actor. Și după aia devine o chestiune de anduranță. Uite, vreau să ne uităm împreună, vreau să vadă și telespectatorii. Uh-huh. Știu că avem un filmuleț despre ce s-a întâmplat într-un weekend din ianuarie, nu în atelierul soției tale. Uh-huh. Hai să ne uităm și revenim. Rămâneți! Se întâmplă lucruri, nu? Adică da. Te pune într-o formă maximă, te solicită, e intens, mai ales că vin și oameni adevărați, adică oameni cu experiență, cum a fost, spunem tu. Mick Davis. Exact. Da, Mick Davis este un foarte experimentat regizor de film. Și am avut o experiență nemaipomenită mergând acolo, pentru că a venit cu niște noțiuni care altfel ar fi rămas undeva poate în zona de ipotetic. Ar fi fost așa, poate da, poate ar trebui să știu și despre aia sau nu. Ori el a venit cu niște chestiuni foarte pragmatice și foarte practice pentru un actor. Dar vreau să te întreb, Joachim, la atelierul ăsta de actorie poate veni oricine? Cam care sunt vârstele și care sunt categoriile? Adică trebuie să fii oricine actor? Oricine care are peste 18 ani așa. Poate veni cu condiția să își dorească cu adevărat să joace. Să-și dorească să facă munca care este în spatele unui rol. Da. Pentru că așa din afară totul e glamorous și totul este, nu? Seria de actor, vai, fotografii, vai, premiere, dar în spate există o muncă teribilă. Poate fi foarte frumoasă, știi vorba aia, dacă faci ce-ți place, nu muncești nicio zi din viața ta. Da, e adevărat. Dar este muncă. Este muncă. Poate fi o muncă care să-ți facă foarte mare. E de permanență. Apropo de faptul că se face ca la sala de sport, la sala de sport de permanență, că mai întrerupi, dar după aia reiei și e chiar mai greu. Deci e de permanență. Dacă ar fi, e scumpă? Adică e accesibilă, e ușor accesibilă financiar? E 500 de lei pe lună. Cât ai spus? 500 de lei. 500 de lei pe lună? Da. Și pot merge în fiecare zi? Nu, de două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână. Da. Incredibil. De două ori pe săptămână. Atelierul a apărut ca o necesitate și s-a dezvoltat foarte mult, pentru că soția mea, în afară de ce a învățat înainte, a continuat să meargă la masterclass-uri afară, să vorbească cu coach diferiți din Statele Unite. Mi-ai spus că l-a cunoscut pe coachul personal al lui Leonardo DiCaprio. Păi, acum un an și un pic a avut un masterclass cu el tot în București.
l-a adus pentru masterclass aici, da. Da. Deci, învățăm de la profesioniști dacă ne dorim. Exact. Pentru că ei există și chiar vin și în România. Da. Numai că trebuie să aflăm despre lucrurile astea. Acum să ne întoarcem un pic, Joachim, la fica ta, nu, da, la Clara, pentru că știu că și ea își dorește foarte tare, apropo de atelierul de actorie, să vină și ea, dar nefiind, nu... N-are vârsta. Exact, n-are vârsta corespunzătoare, pentru că ai spus că e peste 18 ani. Da. Aș vrea să ne uităm la niște secvențe cu Clara în film. Sigur. Și aș vrea să știu și părerea ta ca tată, nu, văzând-o pe micul ecran și dacă v-ați uitat împreună la film. Mm-hmm. Da, o să aflăm. Rămâneți, ne întoarcem. Yes. Is it true you're really a princess? Oh, not yet. But I will be after I marry Prince Edward. Are you in love with him? Very much. I wish I could be a princess. Look, I really am a princess. Oh, Your Majesty. Cum vă cheamă? E greu? Păi eu sunt Jovleremia. Și eu sunt Ana. Ce căutați aici? Păi am terminat încercările. Ce încercări? Exact, ce încercări? Încercările, domne, ca să ajungem în legătură cu voi. Păi am luat scoica. Unde e scoica? În geantă. Unde e geanta? A fost furată. Am cântat la chitară în față, l-a expirat. Ne-am dat în trambulină. V-ați dat în trambulină. Bun. Și ați venit la noi fără scoică. Și ați venit la noi fără scoică. Cât vreți să cumpărați? 3 grame. 3 grame? Grame. Cât vindem noi? Sute și sute de kilograme. Noi nu lucrăm cu amărăți ca voi. Prima regulă. Da? A doua regulă, știi care e? A doua regulă. Știi? Nu. Să ai bani la tine. Bani adevărați. Improvizație. Da. Ce spui despre fica ta? Cum o vezi? Ca o viitoare actriță, am înțeles că vorbește engleza cu accent american, cu accent britanic. Da. Și că este vicecampioană la jiu-jitsu. Da. Wow. Jiu-jitsu brazilian. Jiu-jitsu brazilian în 2018 a luat argintul. Da. La categoria ei. Foarte mândru ești ca tată, bănuiesc, nu? Sunt eu un copil extraordinar și... Oh, Doamne, sper să țină tot așa. Să țină, nu? Da. În perspectivă, Doamne ajută. Da, știu că tu acum, Joachim, ești preocupat de regie, nu? Îndeosebi. Categoric. Ce faci, practic? Păi am proiecte în pregătire în momentul de față și, așa. Și ca regizor. E o jonglerie, practic, toată chestia, pentru că trebuie să acomodez și rolurile pe care trebuie să le joc. Da? Și proiectele pe care încerc să le realizez ca regizor. Da, nu crezi că e prea complicată povestea asta? Adică să fii și actor, categoric să fii regizor, să cu mai siguranță, și scrii. Cu siguranță e prea complicată. Soția ta ce spune? Pentru că fiind coach, nu? Uh-huh. Ea știe într-un fel, da, să-ți spună clar, nu? Să te consilieze. Normal. Ea e de acord cu felul în care tu încerci să... Ea mă încurajează să fac lucrurile care îmi fac plăcere. Am înțeles. Și așa cum spuneai, când e ceva care îți place, nu simți că muncești. Nu? Corect. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici alături de mine. Ne-am bucurat tare mult că prin ochii tăi l-am văzut, nu, și pe marele Ilarion Ciobanu. Să fii sănătos, Joachim, să duceți mai departe proiectele, pasiunea voastră pentru film și să o vedem pe Clara, nu, crescând, jucând în filme de top, filme de la Hollywood. Sigur. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!